Dragi prieteni, omul nu poate trăi fericit fără o formă de religie, dar religia produce și multe conflicte între oameni. Despre neînțelegerile bazate pe textele Bibliei discutăm astăzi și la acest bun regăsit vă invit să analizăm în special acele pasaje care nu pot fi explicate ușor în acord cu convingerile noastre generale. Abordăm în ediția de față acele paragrafe biblice care de obicei sunt folosite pentru a da o învățătură diferită de ceea ce cred adventiștii. Am speranța că oferim puncte obiective de vedere alături de pastorii invitați, domnul Palfi Micloș și Anca Beniamin. Bun găsit! Vă salut cu drag! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc, domnilor pastori, vă reamintesc că Anca Beniamin este psihoterapeut, pastor, director în regiunea Bisericii Adventiste de ziua 7-a Transilvania de Nord, în Departamentul Libertate Religioasă și Relații Publice, iar Palfi Micloș este profesor la nivelul preuniversitar, profesor de teologie și director al mai multor departamente de misiune în aceeași regiune de nord a Ardealului. Am o întrebare personală pentru dumneavoastră, întrucât discutăm astăzi despre neînțelegeri teologice cu efecte distrugătoare. Vă invit să deveniți vulnerabil povestindu-ne despre un episod în care ați pierdut sau poate ați câștigat într-o dispută teologică. Nu m-am născut într-o familie de credincioși adventiști, dar m-am născut într-un mediu creștin foarte pasionat de studierea Scripturii și de dezbateri teologice serioase, unde discuția în opoziție, să nu zic în contradictoriu, devenise o adevărată artă și pasiune pentru mulți din acei creștini. În momentul în care m-am decis să merg pe acest drum, am fost confruntat la un moment dat de o provocare a unui frate de-al meu, mai mic, imediat după mine, care a zis: eu nu mai știu ce să cred, ascultă ce spun și unii și ceea ce spui și tu, eu aș vrea să asist la o dezbatere cu cineva care are experiența și pregătirea pe o temă dată. Mai sunt sau nu mai sunt valabile cele 10 porunci? Eu am simțit de la început că lupta este complet inegală, la fel ca și a lui David cu Goliat, dar m-am rugat, am cerut călăuzirea lui Dumnezeu, conștient fiind că miza este imensă. Acolo era un suflet care dorea să afle încotro să o ia. A venit într-adevăr persoana respectivă, pe care o respect foarte mult, cu cunoștințe biblice foarte solide, însă m-am simțit călăuzit de Dumnezeu și am prezentat linia biblică în ce privește subiectul dezbătut, sub o discuție care n-a fost tensionată, a fost în armonie, însă la un moment dat fratele meu a zis: îmi ajunge, sunt convins acum că cele 10 porunci sunt valabile pentru toți creștinii și în ce mă privește m-am edificat cu privire la acest subiect. Am fost foarte fericit, am considerat că este victoria lui Dumnezeu, că este biruința lui Dumnezeu și a fost una dintre primele lecții în care am învățat că umilința și dependența de Dumnezeu ne poate face în stare să rezistăm la provocări grele în zonele de dezbatere creștină, unde adesea suntem aduși. N-a fost chiar un meci, înțeleg, a fost un studiu biblic plăcut. A fost o dezbatere care pe care, în adevăratul sens al cuvântului, dar într-un mediu politicos. Ne ajuți cu povestirea? Eu nu sunt așa de fericit cu dezbaterile. A fost o vreme în care mă simțeam tentat să intru în dezbateri, însă multe ori mi-am dat seama că într-o dezbatere nu prea sunt câștigători și perdanți. De obicei, dezbaterile se încheie, fiecare își păstrează opinia. Am avut și ocazii în care am intrat în dezbateri, în contradictoriu, despre asta e vorba. S-a întâmplat în 2014-2015, doi bărbați au bătut la ușă, locuiam la Dej, erau martori de-ai lui Jehova, mi-am dat seama după felul în care s-au prezentat, după literatura pe care o aveau, și au venit la mine în casă. S-a întâmplat să am timp atunci, era undeva pe la ora 11 înainte de masă, au intrat, am discutat. Erai pastor? Eram pastor, da. Nu am spus lucrul acesta. Ne-am înțeles că vom studia împreună și vom dezbate dacă e necesar. Au început cu cei 144.000, am convenit înainte că nu vom folosi altceva decât Biblia, au fost de acord și au venit
o dată de vreo 3-4 ori în total, după care n-au mai venit. Nu i-ai mai primit sau ce s-a nu, întâmplat? Nu, întotdeauna i-am primit și întotdeauna stabileam când va fi ocazia viitoare, când vor veni. Okay. Am discutat despre cei 144.000, am discutat despre numele Dumnezeu Jehova, argumente pro și contra. Îi aduceam din puținele cunoștințe de greacă, din ebraică, cu dicționar, cu tot ce aveam la îndemână. Ei veneau cu explicațiile lor, ne despărțeam frumos și fiecare și-a păstrat opinia. Și îmi dau seama că n-am avut de câștigat, n-am avut de pierdut. Am mai asistat și la alte dezbateri. De exemplu, la dezbateri despre evoluție și creație pe internet, dezbateri organizate foarte puternic. Este una celebră între Ken Ham și Bill Nye. După aceea, opiniile în presă accentuau fiecare de partea... Ce credeau mai dinainte. Exact, exact. Nu cred că... Dacă mă uit la Domnul Hristos, Domnul Hristos încheia dezbaterile foarte repede. Cu un răspuns sau cu o întrebare, nu avea dezbateri. Răspundea scurt și pleca. Îmi place ce ai spus. Am găsit un paragraf care descrie în dezvoltare cuvintele tale. Este din cartea Hristos, Lumina Lumii și spune că Hristos însuși n-a lăsat nerostit niciun singur cuvânt din adevăr, dar l-a rostit întotdeauna cu iubire. El n-a fost niciodată aspru, n-a rostit niciodată în mod inutil vreun cuvânt sever, niciodată n-a provocat unei inimi sensibile o suferință nenecesară. El n-a criticat slăbiciunea omenească. Dacă așa a fost Iisus, mă întreb de ce în Biblie există anumite pasaje dificile. Am impresia că au un rost și sunt presărate în multe cărți ale Bibliei, de la început până la final, ca niște pietre de potignire. De ce avem aceste pasaje grele și foarte interpretabile? Am participat la un seminar care, a cărui idee de bază, în urmă cu mai mulți ani de zile, era că pasajele dificile din Scriptură sunt o sursă de inspirație profundă și de revelație pe care nu putem găsi în altă parte. Din momentul acela am început să privesc pasajele acestea dificile ca o provocare la studiu, ca o provocare la rugăciune, ca o provocare de la aprofundarea textului biblic. Și analizând multe din aceste pasaje, chiar am ajuns la concluzia că, într-adevăr, Dumnezeu a pus ceva frumos acolo pentru noi. E adevărat că ele testează și onestitatea noastră. Pentru că, la fel cum contemporanii Mântuitorului, la un moment dat, se foloseau de cuvintele lui pentru a le întoarce împotriva lui, la un moment dat, chiar și declarația legată de templu, că îl va reface în 3 zile, care se referea la trupul său, a fost adusă împotriva lui, că a hulit împotriva templului, și chiar și cuvintele clare și simple ale Domnului Hristos erau răstălmăcite, este adevărat că dacă nu suntem onești, putem la un moment dat să folosim aceste pasaje ca un pretext ca să ne justificăm susținerea anumitor învățături nebiblice. Într-un fel este și un test, un prag al sincerității noastre. Dar dacă trecem acest test cu bine, în aceste pasaje găsim mai multă lumină decât putem găsi de obicei în Biblie. Biblia recunoaște că are pasaje dificile. De exemplu, Petru spune despre scrierile lui Pavel că are unele lucruri greu de înțeles. Adevărat. Da. Biblia recunoaște lucrul acesta. Cred că însă motivul pentru care sunt aceste pasaje în aparent contradictorii sau care ne creează probleme se datorează în principal la două motive. Primul este ignoranța noastră. Cei care au făcut filmul Moise, varianta desene animate, pun Exodul pe perioada lui Ramses al II-lea, de exemplu. Pentru că au gândit ei menționarea lui Ramses și Piton în Exod capitolul 1, asta însemnează că Exodul a fost pe perioada aceea. Însă, ei ignoră faptul că Biblia amintește numele acelor orașe în copiile de mai târziu sub numele prin care erau cunoscute pentru publicul de atunci. Sau, de exemplu, cei care contestă Exodul și lucrul acesta extrem de dramatic cum s-a întâmplat, spun, nu se poate, e dificil de înțeles, probabil că e un fel de mit, exagerare, însă ei uită un lucru, egiptenii idealizau istoria. De aceea, în istoria egipteană sau istoriografie egipteană, nu o să găsim referințe cu privire la eșecurile faraonilor. Un alt exemplu de ignoranță
este chiar în Ioan capitolul 21, când se încheie Evanghelia, unii au început să spună că Ioan nu va muri. Însă chiar autorul corectează această opinie și spun, Iisus n-a spus că acest apostol nu va muri, ci doar dacă eu vreau să nu moară, nu va muri. Deci, e o citire superficială, cu preconcepții, ignorantă, nu se cunosc multe elemente de istorie, de cultură și atunci oamenii, fiind foarte ignoranți, unii găsesc că sunt contradicții. Eu cred că toate aceste lucruri se elimină, aceste contradicții, la un studiu foarte serios al Bibliei. Și când citim Biblia prin ochii celui care a auzit prima dată cuvintele respective. Exact. Haideți să continuăm cu Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, vorbind despre sânul lui Avraam și despre vestita afirmație polarizantă, astăzi vei fi cu mine în rai. Hai să vedem dacă va da Dumnezeu fructe din pomul vieții celor care sunt în iad ca să trăiască veșnic. Sunt în Luca 16, este pilda bogatului și a săracului Lazar. Din câte știu, doar aici apare în Sfânta Scriptură, nu mai este în alte evanghelii și nici nu se spune că este o pildă. Deci, care sunt argumentele ca să considerăm că această relatare despre bogatul și săracul Lazar nu este o descriere literală a vieții de dincolo? Acest pasaj, dacă este luat literal, așa, pune probleme serioase, așa, pentru orice dogmatică creștină. Chiar și pentru cea tradițională care împărtășește viziunea raiului, iadului și a unei răsplăți imediate după moarte. Chiar hai și pentru hai aceștia. Să vedem, chiar mă interesează. De exemplu, poate fi văzut raiul din iad și invers. Adică asta presupune că sunt foarte aproape, ceea ce în dogmatica creștină ele sunt total două lumi total rupte una de alta, în orice dogmatică creștină tradițională. În al doilea rând, pot pur și simplu să vorbească așa cum vorbești peste gard cu vecinul sau cum strigi așa pe cineva pe care îl vezi pe stradă, poți să vorbești dintr-o lume în alta? O altă problemă serioasă. După aceea, legat de motivele sau criteriile după care cineva ajunge să fie răsplătit. Simplu fapt că ai fost sărac și o viață întreagă ai suferit în sine reprezintă un merit suficient pentru ca cineva să ajungă la răsplata veșnică pentru cei drepți. Foarte interesant, foarte interesant. Aspecte de genul acesta sau până la urmă, ce fel de rai este acela în care nu sunt îngeri, nu este Dumnezeu, nu este Domnul Iisus Hristos și în care Avram este cel care negociază cu toate lumele și din coace și din colo detalii privind soarta celor care au ajuns acolo. Deci pentru orice dogmatică creștină sunt niște probleme serioase. Și atunci fiecare creștin, indiferent din ce biserică face parte, la un moment dat, luând această pildă, va trebui să decidă ce este literal și ce este figurat. Pare la un moment dat ridicol. Verificam în timp ce spuneai dacă sunt aici îngerii, nu i-am găsit. Dar spune că între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată, însă în același timp ei se aud unii pe alții și vorbesc unii pe alții și trimit, roagă pe cineva să ajungă dintr-o parte în alta. Da. Acum această practică pildă, pentru că suntem obligați din orice dogmatică privim să o acceptăm ca pildă, deși ea nu este introdusă ca atare, trebuie să ținem cont de faptul că Luca, spre deosebire de ceilalți evangheliști, nu a fost un martor ocular al predicării și lucrării Domnului Hristos. Ceea ce nu înseamnă că relatările lui nu sunt autentice. Dar este posibil ca Luca, la un moment dat, să piardă anumite detalii de context și să nu reușească să introducă, pentru că nu a știut exact, n-a avut cum să obțină sursa exact cum s-au născut sau cum a apărut, în ce context anumite pilde. În spatele acestei pilde, având în vedere asemănarea izbitoare acestei pilde cu anumite povestiri care circulau în mediul ebraic al vremii, mediul iudaic. N-a fost ceva original. Da, n-a fost ceva original. Se află, de fapt, cel mai probabil intenția Domnului Hristos de a se folosi de un material foarte familiar, folclor, încercând să ilustreze, este ca și cum îi aduci unui om argumente de pe terenul lui. Cu alte cuvinte, spune Domnul Hristos, uite, ceea ce vă spun eu nu credeți. Cuvintele mele nu le acceptați.
Dar ce faceți cu acele lucruri pe care voi le predicați, cu acele povestiri care circulă între voi, pe care voi le acceptați ca realitate și care ele vă provoacă să răspundeți la chemarea lui Dumnezeu? Și în acest context, Domnul Hristos a putut să le ofere, uite, un gen de povestire pe care voi o credeți, care circulă printre voi și care ea are un mesaj care provoacă la alegerea adevărului. Dacă nici măcar aceste povestiri nu le acceptați, care sunt creditate printre voi, atunci ce să spun despre mesajul meu care vine direct de la Dumnezeu? În contextul acesta înțeleg eu intervenția și folosirea Domnului Hristos a acestei pilde. Care este cea mai bună explicație a pastorului Parfim Micloș? Că nu este o descriere literală. Dacă ar fi o descriere factuală a cerului și a iadului, și într-o paranteză să fie spus, e foarte interesant și poate merită remarcat că în traducerea Cornilescu a Bibliei nu apare cuvântul iad. Merită remarcat lucrul acesta. Dacă ar fi o descriere factuală a cerului și a iadului, ceea ce citim aici în Luca 16, atunci cerul ar fi un loc foarte nepotrivit și foarte nefericit. Adică un mântuit să audă toate strigătele și urletele, o viață întreagă din iad, eu cred că ar fi un fel de iad mai soft și cerul. Însă, ceea ce putem afirma cu certitudine, acest peisaj descris aici în Luca 16 nu se mai regăsește nicăieri în Biblie. Nu mai spune de sânul lui Avram în Biblie? Nu, eu n-am găsit nicăieri de sânul lui Avram, dar nici de celelalte elemente. Adică Avram, un negociator între iad și rai. Unde găsim chestia asta în Biblie? Nicăieri. Că el comunică cu o parte sau cu alta. Sau, eu știu, în iad ar putea să mai existe dorința de bine pentru cineva. Noi credem că, adică așa este mentalul creștin, că iadul este răul absolut. Iar aici bogatul acesta care ajunge în iad se gândește cu empatie și cu împreună simțire și dorește ca rudele lui pământești să evite situația lui, deci e foarte multă bunăvoință acolo și e mai pocăit decât mulți alți, așa s-a zis, pocăiți din lume. Însă, există totuși asemănări între peisajul din Luca 16 și o pseudo-epigrafă. Este vorba de Apocalipsa lui Țefania, care a fost un fars din secolul 1. Este contemporan cu Hristos. Și el descrie această realitate, acest peisaj, foarte asemănător cu peisajul din mitologia greacă, cu Hadesul. În pseudoepigrafa lui Țefania apare această lume a morților împărțită în două printr-un râu. Știm că Hadesul era despărțit în două prin râul Styx, era Caron care ducea cu barca sufletele dintr-o parte în alta. În versiunea ebraică a acestui peisaj, Hadesul este Sheolul. Repetăm, versiunea ebraică din secolul 1, un fals. Contemporan cu Hristos, este un fals atribuit lui Țefania, care a fost un profet post-exilic cu sute de ani înainte de timpul lui Domnul Hristos. Deci, Țefania fals descrie Hadesul, Sheolul iudeu, copiind elementele din mitologia greacă, râul desparte iadul și raiul. Avram este negociatorul care trece sufletele dintr-o parte în alta. Deci seamănă mult mai mult cu păgânismul decât cu Scriptura. Vă rog, domnule Anca. Cu privire la această expresie sânului Avram, deși pare una așa foarte sofisticată și enigmatică, aș vrea să folosesc un text din Evanghelia după Ioan, care spune așa, Ioan, capitolul 13, versetul 23. Unul din ucenici era acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Și să remarcăm că în cultura vremii oamenii nu mâncau la masă așezați pe scaune. Ei stăteau întinși pe jos, într-o poziție care permitea celor care se așezau să stea cu capul spre pieptul celui de lângă el. Ori, poziția asta de a sta lângă pieptul cuiva important era o poziție de cinste.
De fapt, a sta lângă sânul lui Iisus arăta că Ioan era un apostol privilegiat, care avea cea mai strânsă legătură și mai apropiată legătură cu Domnul Hristos, ceea ce este și recunoscut, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Ori expresia a sta lângă sânul este echivalentă cu aceea de a sta la dreapta tatălui sau a sta la dreapta fiului. Cu alte cuvinte, sânul lui Avram, ajunge sânul lui Avram, pentru un evreu înseamnă ajunge la cea mai de cinste poziție în împărăția lui Dumnezeu, cea mai de cinste răsplată pe care Dumnezeu o putea da cuiva în împărăția veșnică a lui. În contrast cu sărăcia lui Lazar, de fapt urma o răsplătire de cea mai mare cinste acolo, exact lângă Avram. Avram fiind întemeietorul națiunii și cel care ajungea în sânul lui fiind egalul lui. Da, nu vreau să fac neapărat o paralelă inspirată, pentru că nu cred nici într-o teorie, nici în alta, dar astăzi creștinii vorbesc despre Apostolul Petru, care întâmpină pe credincioși când își iau răsplata. Ceva de genul acesta credeau evrei, că Avram, părintele credincioșilor, îi întâmpină atunci când ei își primesc răsplata după moarte. Mai rămânem doar câteva minute aici, în Luca 16, cu concluzia lui Avram din această exprimare metaforică: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Să comentăm puțin această concluzie, acest comentariu post-mortem al lui Avram, cu ghilimelele de rigoare, în încercarea de a găsi alte adevăruri despre viață și moarte sau despre suflet, dacă Iisus s-a mai referit la suflet. Mai avem câteva minute pentru partea aceasta. Sub forma aceasta neobișnuită a pildei despre care discutam, cred că aici, așezând în contextul cronologic al activității Domnului Hristos, această pildă a fost pusă la câteva săptămâni înainte de învierea lui Lazar. Uh-huh. Și această similaritate de nume poate că nu este întâmplătoare. Adică i-a răspuns, a trimis pe cineva din morți. Da. Practic, Dumnezeu chiar a trimis pe cineva din morți ca să-i avertizeze pe contemporanii Domnului Hristos cu privire la realitățile despre care Domnul Hristos vorbea. Ori acest mesaj presupus al lui Moise, de fapt, nu este un mesaj despre ce se întâmplă dincolo de moarte. Și este un mesaj că forța adevărului care vine odată cu revelația, fie ea scrisă, fie întrupată în Domnul Hristos, este suficient de autoritară ca să fie acceptată chiar dacă n-ar veni nimeni dintre morți. Cu toate acestea, Dumnezeu face și acest lucru și trimite pe cineva dincolo de morți, pe Lazar, îl aduce înapoi din mormânt pentru a întări ceea ce spunea Domnul Hristos. Și concluzia este că la fel cum ei nu au crezut nici pe Moise, nici pe profeți care vorbeau despre mesianitatea Domnului Hristos, nici pe Domnul Hristos care era Mesia întrupat, cei mai mulți dintre ei nu l-au crezut nici pe Lazar când s-a întors din morți. Adică nu mai rămânea pentru ei nicio sursă de inspirație. Uite că ai făcut lumină în mintea mea și gândesc ce n-am gândit până acum, îți mulțumesc. De fapt, răspunsul este: nu e bine ce ai cerut tu să vină Lazar. Dacă ar fi să vină cineva, ar trebui poate să vină Moise. Avram îl recomandă pe Moise. Dar de ce să vină? Pentru că el a scris. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, înseamnă că nu vor asculta de nimeni. Da. De asemenea, concluzia pildei este acel element care dă sens pildei. Pildele, acum s-ar putea să creezi un pic de, nu știu, neplăcere. Pildele sunt ficțiuni. Să luăm pilda semănătorului. Atunci când cineva se duce să semene sămânța, chiar în patru tipuri de sol cade sămânța respectivă. Și nici nu dă cu ea în drum. Poate că într-un loc cade într-un loc măștinos, poate într-un loc cade în apă, poate în alt loc nu este pământ cu pietre. Și atunci, deci pilda semănătorului nu este o lecție despre agricultură. Este o situație ficțională construită cu intenția de a transmite un mesaj spiritual. La fel se întâmplă și cu pilda samaritanului milos. Trebuia să existe neapărat încă doi oameni care au trecut pe acolo înaintea samaritanului. Putea să treacă cinci, putea să treacă un singur om. Dar pilda este construită în așa fel, cum sunt și fabulele. E clar. Sunt construite în așa fel încât să ilustreze o învățătură spirituală.
Ceea ce ilustrează pilda aceasta aici, de altfel în capitolul 16, sunt două pilde care încep amândouă la fel, pentru că fiecare începe cu un om bogat și amândouă pildele sunt controversate în capitolul 16, nu e doar pilda aceasta. Concluzia este cea care dă sensul pildei sau mesajul acesta este, adică timpul nostru de har este acum. Omului îi aparține prezentul. Dacă i-a scăpat ziua de astăzi, în a decide, a se decide pentru Dumnezeu, ziua de mâine s-ar putea să fie prea târzie. După ce omul își încheie existența, nu mai poate să-și schimbe soarta. Avansăm? Da. Suntem tot la Luca, un alt pasaj dificil. Luca este, de fapt, singurul non-evreu care reușește să publice în canonul Bibliei. 23 este capitolul. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este aici în studio ediția Dumitru Cornilescu revizuită. Acolo este o notă de subsol care ne spune că virgula se poate pune și în altă parte, în conformitate cu învățătura oficială adventistă. Dar studiul nostru, vă citesc din Wilson Paroschi, admite că gramatical este practic imposibil de stabilit alternativa corectă. Unde pui virgula? O pui la astăzi. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai sau adevărat îți spun că știți întrebarea. Pentru ascultătorii noștri merită precizat faptul că aici este vorba despre o conjuncție. Această conjuncție că nu apare în textul grec. Nu apare conjuncția că. Pentru că ea poate denatura sensului. Ea este introdusă de translator, de traducător. În textul grec apar două propoziții. Adevărat îți spun prima propoziție, vei fi cu mine în rai, a doua propoziție, între care se află un adverb de timp, astăzi. Și întrebarea este, la care propoziție se raportează adverbul astăzi? Dacă se raportează la prima propoziție, e simplu, adevărat îți spun astăzi, virgulă, pentru că nici punctuație nu exista în greacă, vei fi cu mine în rai. Deci ce am spus astăzi? Astăzi când suntem aici, da? Dacă se raportează adverbul la a doua. Și atunci, cum decidem? Traducătorul se află în fața unui pasaj din care nu poate decide sensul pe care l-a intenționat autorul. Și folosind două reguli. Prima, care este practica obișnuită autorului în ce îl privește pe Luca? În majoritatea situațiilor de acest gen gramatical, el asociază adverbul cu prima propoziție. Deci asta este practica acestui scriitor, stilul. Pentru că fiecare scriitor are un stil. Ei, stilul lui Luca asociază adverbul, adevărat îți spun ție astăzi, virgulă, după stilul Luca. Și în al doilea rând, folosim contextul larg al Scripturii, învățătura biblică, după învățătura biblică în ansamblu ei. Cum ar fi corect să așezăm virgula? Unde ar fi corect? Așa că nu putem din acest singur text să ajungem o concluzie dacă nu ne folosim de cele două indicii importante. Dar mai sunt și alte versiuni de Biblie, în afară de Cornilescu și traducerile sinodale, poate din alte limbi, care permit înțelegerea în ambele feluri? Să lipești adverbul astăzi și de prima parte a frazei și de a doua? I-am căutat în vreo 7-8 versiuni, limba engleză, limba maghiară, limba română. Nu am găsit nicio altă versiune care să dea acest sens care apare la nota de subsol din noua traducere Cornilescu. Însă, orice student al Bibliei știe că niciun adevăr nu se poate stabili pe un singur verset. Și avem doar încă două pilde care vorbesc despre faptul că răsplătirea nu se întâmplă în ziua morții. Avem pilda neghinei, în care Domnul Hristos spune că neghina și grâul trebuie să crească împreună până la seceriș. Secerișul este la sfârșitul timpului, este explicația Domnului Hristos în Matei 13. Răsplătirea este la seceriș. Apoi este cealaltă pildă din Matei 25, unde Domnul Hristos vorbește despre oi și capre, la sfârșitul timpului Hristos este acela care desparte oile de capre. Adică, în ambele pilde, răsplătirea este la sfârșitul timpului, nu este în ziua morții. Este un alt argument pentru a favoriza traducerea acestui verset. Adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai.
Uite, vă citesc puțin mai devreme în context, versetul 42. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, în acel moment de răsplătire, cum spuneai tu. Ce știa banditul acesta, muribund, despre venirea împărăției lui Iisus? Era el destul de cultivat religios? Ce înțelegea prin asta? Și dacă putem să dezvoltăm când va fi această răsplătire? Am vrut să fac și o referire la acest text. Omul acesta a avut mai multă luciditate și mai multă limpezime privind lucrarea Domnului Hristos și misiunea sa, fiind muribund pe cruce, decât au avut apostolii în cele mai liniștite momente ale lor. Pentru că el a înțeles că Domnul Hristos este Mesia, el a înțeles că de la el trebuie să ceară răsplătire, el a înțeles că răsplătirea nu va veni imediat. Și nu întâmplător, el spune: adu-ți aminte de mine. Deci era nevoie ca Domnul Hristos să-și aducă aminte de el dacă răsplătirea venea imediat și dacă erau acolo colegi de suferință. El a înțeles prin această exprimare, a arătat faptul că știa că va trece un timp de la momentul morții până la răsplătire. Și adaugă: când vei veni în împărăția ta. Deci pentru el era foarte clar că răsplătirea nu vine imediat, ci atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu. Bun, dar n-a făcut Iisus o excepție, că era singurul care empatiza cu el acolo? Există mai multe argumente, chiar în pasajul acela, care arată că nici Iisus n-a mers în cer în ziua aceea. La înviere, Domnul Hristos refuză închinarea Mariei, spunând că nu mă atingi pentru că nu m-am suit la Tatăl meu. Da, dar 1 Petru 3 cu 13 la 20 spune că s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Da, doar că făgăduința acestui tâlhar a fost că vei fi cu mine în rai astăzi, dacă ar fi să traducem așa. Însă Domnul Hristos spune Mariei: nu m-am suit la Tatăl meu. Adică Iisus s-ar fi dus în iad, dar n-a ajuns în rai și atunci n-a răspuns. Nu am spus asta, doar că versetul din 1 Petru 3 cu mai încolo, 20 pe acolo, nu se referă la mersul Domnului Hristos în cer. Se referă la altceva. La altceva. Nici la mersul Domnului Hristos în iad, pentru că dacă luăm și analizăm sintaxa frazei de acolo, vom avea o altă concluzie. Ok, când sunt răsplătiți oamenii? Domnul Hristos le spunea ucenicilor să nu vi se tulbure inima. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, la versetul 1 la 5, aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau acolo, ca să fiți cu mine. Știți drumul într-acolo și știți unde mă duc. La care Toma i-a răspuns: Doamne, nu știm drumul într-acolo, cum putem să știm calea? Acesta este pasajul pe care mi-am Ați dorit memorat pasajul acesta, acest pasaj. Mi-am Mulțumesc. Dorit de ce? Pentru că Mântuitorul a fost foarte consecvent cu acest mesaj adresat chiar apostolilor, cei mai apropiați colaboratori ai săi, de asemenea și cei mai merituoși. Să ne gândim că li s-a promis apostolilor că ei vor sta la dreapta sa și vor sta pe cele 12 scaune de domnie când Domnul Hristos va veni în slava sa. Cu toate acestea, Domnul Hristos, chiar și celor mai meritoși colaboratori ai săi, le-a transmis același mesaj constant că răsplătirea va fi doar la revenirea sa. Mergem în ultima parte, la secțiunea despre Pavel și Ioan. Am văzut cuvintele lui Iisus despre sânul lui Avraam, despre adevărat îți spun că vei fi cu mine în rai. Mergem la Petru, la Pavel și la Ioan mai întâi. Despre Petru ați clarificat că Iisus nu s-a dus în rai în ziua aceea, nu este vorba nici despre iad acolo. Vă citesc din Filipeni 1, de la 21 înainte. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Ca Pavel să fie împreună cu Hristos, înseamnă că după moarte se ducea în rai? Dacă vrem să înțelegem ce a avut să spună Pavel și suntem într-un moment de cumpănă în care nu știm sigur dacă Pavel se gândea: mi-ar plăcea să mor ca să merg la Hristos și să fiu cu el fericit acolo, sau Pavel se gândea:
moartea ar pune capăt suferințelor mele pe pământul acesta și apoi la înviere aș fi cu Hristos, dacă suntem în cumpănă la momentul acesta, pentru că textul nu ne ajută și nici contextul nu ne ajută în situația aceasta, care este sensul intenționat de Pavel, nu avem altceva de făcut decât să căutăm tot la Pavel ce gândea el despre situații similare. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, haideți să vedeți ce spune Pavel despre ce se întâmplă cu omul când moare. 1 Corinteni 15 cu 51. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Cu alte cuvinte, Pavel spune, când cineva moare, adorme. Oare se gândea Pavel să fie cu Hristos adormit? Ce rost are dacă el, fiind adormit sau mort, cum numește el moarte aici, ar fi cu Hristos? Ce câștig ar avea din lucrul acesta? Este evident că Pavel se gândește, și mai sunt și alte scrieri în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, vorbește... Citiți-ne, citește-ne, te rog. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, este același autor? Da, același autor care vorbește despre cumva experiența aceasta, versetele 13 și mai încolo. Nu voi, fraților, să fiți necunoștință despre cei ce au adormit. Cu alte cuvinte, despre cei ce au murit. Dacă Pavel cumva se gândește că aceștia care au adormit în Hristos sunt cu Hristos fericiți, ar fi spus lucrul acesta, în schimb nu spune lucrul acesta. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați și ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că și Dumnezeu aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Deci asta e nădejdea și plăcerea de a fi cu Iisus în înviere. Pavel, când se gândește că ar fi bine să plece, ar fi bine să plece în mormânt, să adoarmă, pentru că are o nădejde fericită. Iisus va aduce la viață, îi va readuce pe toți aceia care au murit în El și în sensul acesta Pavel socotește perioada dintre momentul în care adoarme sau moare până la înviere, poate să treacă un an, poate să treacă 1000 de ani, este o perioadă de adormire, când omul nu percepe că a trecut un timp. Așa că în secunda aceasta am murit, în secunda următoare am înviat, chiar dacă a trecut o perioadă foarte lungă de timp între cele două momente și în sensul acesta, evident că cui nu i-ar plăcea să fie cu Hristos decât să îndure necazurile pe care le-a îndurat Pavel. Frumos ai zis, dar mai ales logic. Și ai demonstrat, conform 1 Tesaloniceni 4, că cei ce au adormit nu sunt cu Hristos, ci vor fi înviați când Hristos va veni. Nu vom lua-o înaintea celor adormiți, însuși Domnul se va pogoru și întâi vor învia cei morți în Hristos. Exact. Asta este ceea ce intenționează Pavel și textele scrise de Pavel despre felul în care gândea despre moarte și înviere ne ajută să înțelegem ce intenționează să spună în Filipeni, unde spune că mi-ar plăcea să plec, să fiu cu Hristos. Dar mi-ar plăcea să plec plec în sensul acesta în care am discutat. Care este înțelegerea ta? Aseară, pe la 11:30, am urcat în trenul de războieni. Am dormit la cușetă, 9 ore, și m-am trezit dimineața la București. Dacă mă întrebați prin ce stație a trecut trenul, dacă au avut loc ceva incidente în tren, sau cum s-au comportat oamenii din compartiment, nu pot să vă spun nimica, decât următorul lucru. Am adormit la războieni și m-am trezit la București. Asta înseamnă că sunteți un om sănătos, dormiți bine. Da, nu și înseamnă, înseamnă ceva. Înseamnă că avem aici și o ilustrație. Pentru cei care mor, pot să treacă mii de ani, pentru ei n-a trecut nimic, decât au închis ochii și cei credincioși, următoarea imagine pe care o vor vedea este că Iisus vine și va lua cu ei. Din punctul ăsta de vedere, pentru Pavel, a închide ochii ca unul care avea certitudinea că este primit de Iisus, nu însemna decât instantaneu să-i deschidă în clipa următoare din punct de vedere subiectiv și să fie cu Iisus la a doua venire. Pentru că el nu urma să perceapă, oricât timp ar fi trecut, distanța de timp și tot ce urma să se întâmple în istorie. La asta se referă el de fapt. Prezintă o realitate a Scripturii, dar din punct de vedere subiectiv. Nedogmatic, subiectiv. Cum percepe el moartea? E ceva care nici măcar nu o simte. Moartea e nimic pentru un copil al lui Dumnezeu. Michi, doreai să adaugi? Nu, cred că
Biblia sau Biblia folosește limbajul fenomenologic. De aceea soarele apune sau să nu apună în rugăciunea lui Ios, se numește Abel? Nu. Era bătălia Gabon, de la a lui Iosua. A lui Iosua, exact. Adică oamenii își exprimă ceea ce simt și ceea ce gândesc în limbajul care era la îndemâna lor. Era o chestiune practică la care se gândea Pavel. Când vorbește Pavel despre suferințele lui în 1 Corinteni 11, dacă nu mă înșel, și spune de câte ori a fost bătut, a fost în temniță, a fost în frig, în căldură, printre frați mincinoși și așa mai departe, dacă adunăm la oaltă și privim la viața Apostolului Pavel, vedem că a suferit enorm. N-avea un loc unde să spun, uite, stau aici 3 ani de zile, e casa mea, nu am niciun conflict cu nimeni. Pavel, când se gândește la suferințele lui, zice, nu mi-ar prea rău dacă aș pleca de aici. Mi-ar plăcea să fiu mai mult cu Hristos. Dar în termenii aceștia. Da, asta este și întrebarea mea. Foarte mult se tem de moarte, dar Pavel nu se teme de moarte. Spune, a muri este un câștig. Ar fi cu mult mai bine să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Am citat. De ce preferă moartea în locul vieții? Cred că suferința poate să facă pe om, la un moment dat, să simtă că nu mai poate, la un moment dat. Noi avem înclinația de a condamna oamenii aceștia, doar că nu știu dacă am fost în situația lor. Mi-aduc aminte, în Cluj, o fată de 14 ani s-a aruncat de pe cea mai înaltă clădire actuală care se află în Cluj. A scris o scrisoare de adio, a fost înjosită, a fost expusă publicului într-o ipostază extrem de dureroasă pentru o femeie. Și pur și simplu n-a mai suportat, n-a mai găsit resurse pe care să o ajute să meargă mai departe. Eu nu spun că a făcut bine, dar mai spun ceva, nu am fost în situația ei. Și de aceea, cred că oamenii pot să ajungă în situații în care să simtă, uite, nu mai pot. Acestea sunt momentele în care trebuie să găsim resurse și resurse în mod sigur găsim în Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Sau un alt text care îmi place foarte mult, Domnul Hristos spune, pe oricine vine la mine, cu niciun chip nu-l voi izgoni afară. Adică în Hristos găsim resurse. Chiar Pavel a găsit resurse, tocmai în pasajul în care spune, de dragul vostru vreau să rămân între voi. Este suficient de clar, domnule Anca Beniamin? Cred că s-a edificat acest pasaj. Mergem în continuare în Apocalipsa 6, versetul 10, versetul 9 de fapt, atenție la subiect. Când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați. Versetul 10 are ca subiect ei. Nu știu dacă sunt sufletele, nu prea ar fi sufletele care strigau, pentru că atunci ar fi ele. Ei strigau, adică probabil cei ce fusese răjunghiați, nu? Da? Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru. Fiecăruia i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Cum adică strigă sufletele de sub altarul lui Dumnezeu din paradis, din ceruri? Din punct de vedere profetic și cronologic al cărții Apocalipsa, care din perspectiva istoricistă, cea mai sănătoasă și adecvată perspectivă de înțelegere a cărții Apocalipsa, pe cetea a cincea acoperă perioada Evului Mediu, în care nenumărați martiri au plătit cu viața credința lor în Evanghelia curată, milioane de martiri. Exact perioada în care sângele martirilor a înroșit adesea pământul multor țări din Europa. Exact perioada respectivă. Altarul, pentru că în Apocalipsa avem o simbolistică bogată legată de toată activitatea care se desfășura în jurul sanctuarului din vechime, altarul reprezintă pământul. Și avem un text, eu i-ar zice chiar paralel din Cartea Geneza la capitolul 4, versetul 10, când Dumnezeu îi spune primul martir, este vorba aici despre primul martir, Abel, îi spune lui Cain, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine.
glasul sângelui lui Abel este glasul sacrificiului primului martir din istoria lumii, care deja cerea dreptate. Din pământ. Din pământ. Ori altarul acesta din Apocalipsa este pământul, pentru că altarul era locul în simbolistica sanctuarului și a templului, era locul pe care se aducea jertfa. Ori Domnul Hristos a fost jertfit pe pământ. Deci altarul acesta reprezintă pământul. Deci într-o traducere sau într-o interpretare sănătoasă a acestui pasaj, aici se referă la faptul că în martirii din perioada Evului Mediu și sutele de ani de jertfe nenumărate datorită credinței cereau o intervenție din partea lui Dumnezeu pentru a face dreptate celor care primiseră Evanghelia. E un limbaj figurat care exprimă această realitate a faptului că jertfele martirilor necesitau ca Dumnezeu să intervină pentru a le face dreptate și pentru a-i reabilita. Biblia este literatură. Oricine citește literatură face distinție dintre genurile literare. Avem genul epic, liric, dramatic. Atunci când citim narațiune, este genul epic. Da? Adică chestii factuale, pas cu pas, s-a întâmplat și așa mai departe, înțelegem sensul literal, nu altceva. Apoi avem genul epic, pardon, liric, poezie. Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Sau... Nici nu există o corolă de minune a lumii. Nici nu există o corolă de minune. Te-ai dus pe care să vedem, minune. Există, dar e invizibilă. Da, sau Eminescu, Luceafărul, da? Pe voi, în cercul vostru strâm, norocul vă petrece, eu rămân în lumea mea nemuritor și rece. Chiar există un personaj numit Luceafăr undeva pe Volda Albastră, care e rațional și e rece și nemuritor și pe departe. La fel, în Biblie, avem un gen aparte Bibliei, nu îl găsim în altă parte, este profeția. Iosif a visat niște spice care se plecau în fața lui. S-a întâmplat asta vreodată? Niciodată. Este limbajul simbolic, metaforic, al profețiilor biblice, care trebuie descifrat. Acesta este momentul în care mulți oameni spun profeția este atât de complicată și poți să înțelegi ce vrei tu acolo. Nu e adevărat. Aceste scrieri sau acest gen al literaturii biblice care se numește profeția este un gen aparte al Bibliei. Și vreau să dau un exemplu. În cartea Apocalipsei sunt 404 versete. În cele 404 versete sunt peste 400 de referiri directe la simboluri, metafore, evenimente din Vechiul Testament. Deci, cartea Apocalipsei poate să fie înțeleasă citind Vechiul Testament. Iată un exemplu. Adică, ce înseamnă că sufletele strigă? Înseamnă că Abel strigă? Mai este un verset și în Noul Testament, în Evrei, capitolul 12, care reiterează sângele lui Abel, dar mai aduce un element în plus. Zice în Evrei, capitolul 12, versetul 24, Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Deci găsim în Biblie că sunt niște martiri care strigă în Apocalipsa 6, găsim că sângele lui Abel strigă și mai găsim că sângele Domnului Hristos strigă. Ce înseamnă că sângele unui martir strigă? Era undeva prin 2005-2006 în Sibiu. A avut loc un accident îngrozitor. Un camion a trecut peste o tânără. Și tânăra a murit pe loc. Era literalmente într-o baltă de sânge. Era pentru prima dată în viața mea când am văzut o asemenea scenă. Pur și simplu, acel sânge curs acolo, în văzul meu, m-a făcut să tremur. M-a făcut să simt că trebuie să se facă dreptate, că s-a făcut o nedreptate. Sângele acela vărsat vorbea de la sine. În sensul acesta, universul spectator care a fost asistat la prima crimă, simțea, văzând că s-a pierdut viața, cerea dreptate și așa mai departe. În același fel, sângele acestor martiri, nu martirii strigă, pentru că martirii spuneau altceva. Doamne, iartă-i. Este revelator, mulțumesc. Avem și o concluzie în lecție din comentariul biblic adventist. Nu există cai albi, roșii, negri sau galbeni călăriți de război, nici Iisus nu apare acolo sub forma unui miel cu o rană de cuțit care sângerează.
în același fel nu există suflete care sunt sau vreun altar din cer. Domnilor Anca Beniamin, domnule Palfi Micloș, ultima întrebare de jumătate de minut. Are rost să răspundem la obiecții doctrinare? Ce pondere au argumentele raționale? Petru spunea, fiți gata, dar cu blândețe, să-ți dați socoteală oricui despre speranța care este în voi. Cred că aceste obiecții sunt oportunități în care ne putem afirma credința, evidențele convingerilor noastre și experiențele mele sunt de multe ori pozitive în acest context, chiar dacă aparent persoana respinge și este închisă, acolo Duhul Sfânt are o ancoră pe care o putea folosi la un moment dat pentru a atrage un suflet către sine. Și să nu ne pierdem nădejdea, chiar dacă aparent omul este total închis la ceea ce noi spunem. Mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Eu mai am întrebări fără răspuns din Biblie. Însă am toată încrederea și încurajez pe toți cei care se uită la această misiune să-L caute pe Hristos, să caute răspunsurile de la sursă. Eu cred ferm că Dumnezeu ne va da toate răspunsurile de care avem nevoie ca să fim mântuiți. Mulțumesc, domnule Palfi Micloș, mulțumesc, domnule Anca Beniamin, vă aștept și într-o ocazie viitoare și rămânem cu cuvintele din 1 Petru, pe care le-ai citat și tu mai devreme. O să citesc din versiunea VBRC de la Iași 2020. Nu vă lăsați cuprinși de frică și nu vă tulburați. Dimpotrivă, sfințiți-L pe Domnul Hristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricui vă cere cont de speranța voastră, dar cu blândețe și bună cuviință, având o conștiință curată, ca tocmai în ceea ce sunteți calomniați să fie rușinați cei care bârfesc purtarea voastră bună în Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La Amin. Revedere! Text cu text.